Romario, vacanță scurtă. Da, am avut o vacanță scurtă, din păcate nu a fost așa frumoasă cum mi-am fi dorit să fiu pe un loc de play-off, dar am revenit din vacanță puternic, am muncit foarte bine și sperăm ca la ora jocului să fim într-o formă foarte bună și să luăm cele 3 puncte. Da, startul în nou an, în Liga 1. Jucați duminică cu Hermannstadt. Cum vezi acest meci? Un meci foarte greu. Sibiu are o echipă bună. Noi nu am trecut printr-o perioadă foarte bună, dar cred că ne-am pus la punct mental și fizic în această mini-vacanță și sper să facem o partidă bună duminică. A fost o perioadă, a fost primul din Liga 1 care a luat pregătirea. A fost o perioadă bună, v-a ajutat înaintea acestui joc? Da, consider că am acumulat pe plan fizic foarte mult și cred că de lucrul acesta aveam nevoie. O echipă cu mulți jucători cu experiență, Hermannstadt, aceeași nevoie de puncte, te aștept la un meci foarte greu. Da, au o echipă experimentată, noi suntem o echipă mai tânără, trebuie să alergăm mai mult, să avem o dorință mai mare și cu siguranță va fi un meci foarte greu pentru că toate echipele au nevoie de puncte și noi avem nevoie de puncte pentru că vrem să terminăm pe un loc de play-off. V-ați împărțit victoriile în ultimele întâlniri. Crezi că va fi un... Au fost și multe goluri. De data aceasta, crezi că va fi un joc care punctele vor conta mult la mult? Cred că va fi un meci frumos în care sperăm că la final noi să fim cei câștigători. Un succes va da și încrederea de care aveți nevoie pentru următoarele partide? Da, ținând cont că în ultima perioadă nu am avut rezultate bune, cred că avem nevoie de o victorie ca să pornim pe un drum în care să câștigăm meci de meci și să fim un play-off. George, cea mai scurtă vacanță pentru tine? Da, a fost una dintre cele mai scurte vacanțe pe care le-am avut. Dar suntem bucuroși că am revenit foarte repede pe teren și am făcut o pregătire foarte bună. O perioadă de pregătire de care consider că aveați nevoie? Da, aveam foarte mare nevoie, să zic așa, pentru că s-a văzut în ultimele meciuri că nu eram foarte bine pregătit. Dați startul Ligii 1 în 2021, un meci pe teren propriu cu Hermannstadt. Da, va fi un meci foarte greu cu echipa experimentată, dar ne dorim foarte mult să luăm cele 3 puncte și cred că asta se va întâmpla. Cât de important ar fi un succes pentru moralul vostru, pentru următoarele partide care vor urma? Foarte important, pentru că ne va da încredere și după vor urma niște meciuri foarte grele în care, la fel, trebuie să luăm maxim de puncte.